Salut băieții și bine ați revenit la un nou episod de pe canalul nostru. Astăzi avem episod din The Journey. Continuăm drumul spre glorie cu Alex Hunter. În episodul trecut am rămas aici la Newcastle United, am reușit să debutăm perfect. Am avut un debut perfect la Newcastle și așteptăm întoarcerea la United. Bine, e prea devreme să vorbim de asta, dar noi o așteptăm, suntem titulari aici la Newcastle, am dat Radamel bun. Hai să vedem și ce facem în acest antrenament. Avem un antrenament de shooting. Așa, Hunter. Dăm la vincul acolo, dar nu prinde chestia aia, ținta aia. Dăm un finesse cu Hunter. Bun finesse-ul. Bun, asta, bun. Portarul e cam degeaba în poartă. Vedem pe Hunter, e poziție grea asta de aici. Tot un finesse încercăm. Bun, în bară. Bun, gol. Portarul e blan în poartă. Nu face nimic. Hunter în vincul. Dar nu reușim. Oh, ce poziție grea. Încercăm un finesse. E gol. Alex Hunter, tot finesse și de aici. Bun, bun, excelent. E bun, Alex Hunter. Ouleu, ăsta e ratat șutul. Ba nu, s-a dus perfect. Surprinzător. Bun, și ăsta, excelent. N-am mai postat de mult, știu asta, dar uitați că am revenit. Când am și eu timp, n-am mai avut nici live-uri. În ceea ce privește Weekend League-ul, am reușit să scoatem gol 2 cu 21 de victorii. Iar miercuri, când o să vină premiile sau joi, o să facem un episod special cu pack opening-ul de acolo. Vedem ce am primit. Gol 2, adică avem asigurat. Aici a scris sau ce mai avem dat? Avem de asigurat, avem asigurat calificarea în următorul Weekend League, 45.000 de coins și 3 pachete bunicele, bunicele. Să vedem ce ne-a picat la ele. Asta o să facem un episod, v-am spus. Miercuri sau joi, când o să vină premiile și cu pack opening-ul, exact cele 3 pachete. Mai făcut unul ceva de genul. Ultima săptămână n-am putut să fac pentru că Weekend League-ul a fost închis din cauza hackerilor. Hack-ul ăla cu disconnect-ul, glitch-ul ăla, mai bine zis. Azi dăm repetăm testul ăsta, nu ne-a ieșit. Am vorbit și nu prea m-am avut. Nu m-am concentrat. Nu sigur dacă trebuie să dăm scăriță sau nu. Probabil scărița, să-l așteptăm să iasă, ieși, 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 acum. Bun. Ieși, 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 acum. Bun. Lăsăm, lăsăm și acum. Opa, nu, n-a fost bine. A, ieși, 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 ieși. Bun, asta. Alexander, good job. Nu prea mai avem încercări, aici o dăm. O dăm tare cu asta, excelent. Avem și bonus. E bine, nota de data asta, continuăm. Cred că ăsta a fost antrenamentul pe ziua de azi. Probabil azi o să apară și un episod din cariera cu United. Și dacă e să am timp, facem și live de pe la 8 jumate așa, sau de la 8 chiar. Începem un live pe Ultimate Team. Am revenit Divizia 2, atunci când a fost chestia cu glitch-ul. Din Divizia 1 ne-au retrogradat căcația, tocmai în Divizia 3 și trebuie să o luăm de la capăt. O să ajung imediat, nu-i problemă. Momentan strângem bani și pentru De Bruyne. Miercuri va ajunge la clubul nostru și De Bruyne. Dacă reușesc să păstrez banii, să nu-i cheltui pe prostii. Ultima dată am deschis pack-uri de 100.000. Nu ne-a dat nimic. Ăsta e FIFA. Avem meci cu Reading. Echipa la care s-a transferat Adi Popa recent. Pentru cei care știți. A părăsit-o pe Steaua în cele din urmă. Era și timpul asta destul la echipă. Hai să jucăm titular, evident. Cred că e primul meci când suntem titulari. De când facem seria asta. La United nu prea am avut ocazia. Însă promit că o să fim titulari și la United când o să revenim. Hai să înceapă meciul. 86.680 de follow-uri pe Twitter. La 200.000 primim contract. Suntem acasă la Reading pe Moulton Road. Și să vedem ce se va întâmpla aici. Încercăm să marcăm, am pornit și titulari. E păcat să nu marcăm meciul ăsta. Nu prea cunosc jucătorii după la Reading. Williams. Raisor. O'Cleary. O Obiță. Nu-i cunosc deloc ăștia la Reading. Recuperăm aici. N-am mai jucat de mult, jucat. N-am mai jucat de mult la The Journey. Eu joc doar și doar atunci când facem
episodul din carieră atât. În rest, au dat pe Ultimate Team. Probabil astăzi sau mâine o să apară și un episod de Overwatch. Dacă vreți să apară și Overwatch, nu uitați să lăsați și voi un like și un comentariu cu vreau să apară Overwatch. Ca să știu și eu dacă sunt doritor de Overwatch. A apărut și acolo update-ul cu noul an chinezesc, cum și pe FIFA a apărut. Evident, ne-a dat un kit și un pachet gratis și evident nu ne-a picat nimic la pachetul ăla. Numai paradame și nici nu putem să-i vindem. Asta e. Am avut și noroc. Da, probabil o să apară un episod și din Overwatch. O să vedem noi. Nu prea atinge mingea cu Hunter în meci. O să trebuie să atinge rapid, să dă măcar un gol. Suntem și atacanți, acum Williams. Hunter bun aici pentru Williams. Iată-l pe Hunter. Hai cu finesul Hunter. Apără, bun. Trebuia să dăm altfel. M-am dat destul de slab la faza asta. Ocazie mare am avut. M-am grăbit și am dat foarte prost. Încercăm să jucăm pe Hunter acolo, dar nu-i bine ceea ce facem, că n-avea cum să ajungă mingea acolo. McCleary. Pentru Samuel. Blocăm cu Anita. Newcastle United, Alexandru, a fresh start. Ok. Reading, atacă bine și Reading. 6,3 nota momentan, nu prea am avut mari realizări, adică mare ratare. Mi-a aparținut nouă mare ratare, nu voiam asta, dar... Hunter. Acum Williams. Câștigă bine Williams duelul. Hunter, bun, Williams. Ameobi scoate Bond. Foarte bun portarul. Deja a doua intervenție. Ne-a scos și nou acolo pe Hunter. Iese bine și aici. Bond. Samuel. Evans. Vazor. Oh, ce tehnică. Pasă la Gunter. Blocăm frumos cu Ameobi care ar fi putut să înscrie acolo. Bine, și noi arata cu Hunter acea ocazie mare. Singur e acolo cu portarul. Ricci, acum bloca Ricci. Intrul 35. A trecut ceva. Nu avem mai realizări 6,5. Nu știu dacă e așa impresionat bossul. Da? Sperăm să marcăm până la sfârșitul meciului. Să vedem dacă o să fim titular tot meciul. Asta nu pot garanta. Hunter, nu putem câștiga de la aerian, are 2 metri la Williams. Obita. Aruncare la margine pentru Reading. Ne atacă așa încet încet. Harriot a fost faul. Să lasă lege avantajele acum Vazor. Iese foarte bine în low. Ameobi. Depozitat de Gunter. O preluare prea largă la Ameobi. Ameobi e unul dintre oamenii cu nume din echipa noastră, el și cu Anita. În rest, William și Hunter-ul nostru sunt personajele jocului. În rest, nu prea mai cunosc cu jucători așa de la Newcastle, de când au retornat în Liga a doua. Se pare că și-au pierdut mulți dintre jucătorii cunoscuți. Cândva, probabil, Newcastle va reveni în Liga 1, în Premier League. Pierdem aici, nu prea, nu-i ziua noastră cu Hunter. E pauză și 0-0. Ratări mari acolo. Cu Hunter și cu Ameobi. Haydn, Richie. Ce greșeală acolo. Evans, Samuel, McCleary. Mingea la Harriot, Vazor. McCleary pentru Obita și o minge bună acolo. De centrarea lui Heriot. Respinge Hunter. Câștiga și unde e la Elian. Cum William. Bun la fizic William. Are forță bună și acum Richie. Putem pleca pe partea asta. Profităm de inferioritatea numerică de pe partea asta. Mingea acum la Williams. Din prima la Hunter.
Hunter în fața golului. Hunter, scoate în coadă și acum Amiobi deschide scorul. Intră un rebound acolo. Amiobi marchează din rebound. Din șutul lui Hunter. Atunci pe Hunter. Bună și preluarea și șutul bun. N-are ce să mai facă Bond. Aproape să scoată și pe asta. Așa că Amiobi reușește să deschidă scorul în momentul 54. Ne-a mărit puțin nota acolo, ratingul 6,8, e bine. Am participat la gol și asta a contat mult. Pentru 56, hai, poate marcăm și noi. Trebuie să marcăm și noi, să ne mai crească acolo valoarea pe piața transferului. Și Manchester să ne ia din nou în Premier League. Hunter. Trebuie să jucăm cât mai bine pentru revenirea la Manchester. Nu-i de ajuns să dăm 3 șuturi pe poartă și aia să fie. Azi mai pe Hunter. Șuta lui Hunter peste poartă. Keep trying, ok. Și slaba lui Hunter. Zici că a tras mamaia. Williams. Heriot. Obid. Ok. Vandenberg. E bine să rămână și 1-0, dar totuși aș vrea să marcăm și cu Hunter-ul. E nevoie acolo de un gol cu Hunter. Oh, nu. McCleary blocăm ușor cu Hanley. Diame. Hai, Hunter, du-te, Hunter. Avem o șansă aici, Hunter, prea lung. Șut slab, ne-am închis acolo unghiul. N-avem o să mai finalizăm. Cercat o finalizare la vincul, dar n-a mers. Dacă îl întorceam, n-aveam cum. N-avem așa dribbling maxim. Era să nu calce pe minge, Hunter, acolo. Deci n-avem overall atât de mare să ne iasă toate fazele. Toate șuturile astea să meargă atât de bine. Azi pe Hunter pasă. Mamă, ce bine se ducea. Ne dă pur passing. Cu care am încercat. E offside acolo. Oricum n-ar fi prins mingea aia niciodată. Nici Bale nu o lua. Minutul 77. Hunter câștigă acest duel. Spre uimirea mea. Ah, Hunter destul de scund. Ok, asta de mai și pe Burns. O, trece foarte bine, șut e bun, de rău l-au scoate. Bună mingea. Prinde aici. Portarul nostru. Suntem aici, acest contraatac cu Hunter. Vedem ce sprint are Hunter. Hunter are ceva. Na, nicio șansă pentru Hunter. Evans imediat acolo. Am încercat un fake shot. Ați văzut ce fake shot prost a făcut Hunter. E normal, n-avem încă toate calitățile dezvoltate la maxim ca să putem să facem astfel de skill-uri. Minge aici la Hanley. Ieșim frumos de acolo. Yedlin. Diame. Hunter. Și shoot-ul ratat de Hunter. Teribil shoot, evident. Ce să tragă? N-a reușit să marcăm cu Hunter în meciul ăsta, asta îmi pare rău. A fost aproape acolo să deschidem noi scorul. 5 shooter Hunter și unul singur Evans de la ei. E destul de bine, randament bun. Am măcar a încercat Hunter în meciul ăsta. E final de meci. Final de meci, un meci destul de bun. Cu ocazie de partea și de alta, dar reușim să câștigăm. Am contribuit la gol. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Ok, rezultatele. Advance. Another win chalked up. Three more Avem un points in the cinematic. bag. I am an happy camper. Good day at the Have a good office. day at the office.
I don't go spending that win bonus all in one shot. Vorbim aici cu fostul nostru rival, să spunem așa, din parcarea de acolo. Mai țineți minte cu siguranță, dacă ați urmărit seria. Avem 1150 lire pentru că am pornit titular, n-am dat gol, asta e nașpa. Creștem acolo puțin și atât, rămânem la 5.600.000 valoarea pe transfer market. Ok, și 67 overall. Hai că e bine, încet încet ajungem unde ne-am dorit. Avem 2 puncte de skill point. Hai să, 3 puncte avem, hai să le folosim, vedem pe ce le mai punem. Aici avem energie, așa, finesse shoot, am avea nevoie și de astea un pic. Long shot, penalty-uri și free kick, lovituri libere. O să mergem cu long shot-ul. Ok, asta a fost. 3 puncte a fost. A costat abilitatea asta, să spunem așa. Oricum o abilitate care ne va ajuta mult. Avem nevoie de long shot-uri, ați zice shoot-uri teribile am dat meciul ăsta. Așa cum ne-a spus și acolo, teribil shoot, căcat, căcat. Poate acum o să tragem mai bine cu Hunter-ul. 90.000 de urmăritori, vedem ce urmează. Avem antrenament fix de lovituri libere, să vedem ce o să fie. Ok, ia să vedem. Good work. Advance. Basic free kick. Lovituri libere de bază. Să vedem cum sunt astea. Aha. Ok. Ia să vedem așa. Slăbuță. Hunter. Acolo dă bine pe asta, perfect. Acolo în țintă a dat-o. Vedem aici pe Hunter cum dă, foarte bine s-a dus. Ce bine a imprimat efectul Hunter. În meci nu le dă așa. În meci nici cu Ronaldo nu le dă așa bine. Bună și asta, puțin pe lângă țintă, deja avem excelentul. Continuăm tot așa, mai avem 30 secunde, dăm aici la poartă la greu bara asta. Hunter. Slăbuț. Hai să vedem aici pe Hunter. Bun asta. Efectul trebuie să lea bine. Uau, perfect asta. Perfect a fost shoot-ul ăsta. Vedem pe Hunter din nou la vinclu. Bestie shoot-ul ăsta. Super shoot iar. Am prins faza. Opa, asta am greșit-o. Vina mea aici. No Hunter. Bară. Nota excelent, era de așteptat. Advance free kick, probabil astea sunt cu portar și din poziții mult mai grele. Hai să le vedem. Da, sunt cu portar astea. Scoate aici. Ce prost am dat. S-a dus foarte prost asta. Dă-o mai bine. Bun ăsta, perfect. Mamă, ce-i frate aici? Oh, bară, ce frumos a dus. Păcat că a dus în bară mingea asta. E gol ăsta, nu-i problema de asta. Hunter. Bun, asta, direct la vincul s-a dus. E grea asta, dacă... aproape. Hunter. Perfect, e gol. Cred că îi dă prea mult efect, da. Era de așteptat, m-am dus prea mult. Mingea a luat prea mult efect, Hunter. Cât de aproape să duc. Asta e grea. E grea, dar e gol direct la vincru. Și luăm excelentul și data asta. Hai să încheiem cu gol. Perfect, excelent. Și nota, rămânem titulari, nu ne poate dobori nimeni din primul 11 aici la Newcastle, așa sperăm să fie și la United când ne vom întoarce din împrumut. Baza sportivă acela la Newcastle, destul de șmecheră.
Am mai crescut puțin la long shot și la free kick. La lovituri libere, ok, asta e bine. Hai să vedem ce mai urmează pe aici, pe la noi, pe în carieră. Ok, 90.000 și meci cu Burton. Ok. Liga a doua Angliei. O să jucăm și meciul ăsta pentru a fi episodul puțin mai lung, pentru că n-am mai postat de mult. Și asta e un fel de revanș, așa, față de voi. Atacant, Williams este doar playmaker, jucăm atacant, hai să încercăm să marcăm meciul ăsta. Nu degeaba avem 90.000 de urmăritori, trebuie să facem ceva ca să ne urmărească și mai mulți. Ok, Newcastle United pe primul loc la egalitate cu Norwich, cu Derby County. Clasamentul strâns acolo, pe primele locuri. Plouă, așadar, era de așteptat, totuși suntem în Anglia. Burton Albion. Iar niște jucători ciudați și la ăștia nu prea pot să-i pronunț, nu i-am auzit niciodată de ei. Butcher, Brayford, Butcher. Sincer, n-am auzit niciodată de ăștia, nici de echipa asta n-am auzit. Am văzut pe la pariuri, am mai auzit de ea. Trebuie să recunoaște că și voi tot acolo ați auzit de unele echipe la pariuri. Minge aici pentru Williams. Încercăm un fake shot cu Williams, nu este fake shot-ul. Minge este la Hunter. Hunter trage! Moleo, din nou, aproape aici de gol cu Hunter. A scos-o foarte bine. Bywater. Bywater, sau cum mai spune lui ăla, nu știu, n-am auzit de ei. Asta e un fel de drink water din Liga a doua. O'Grady. Oh, bun acolo. Bivon. Bivon, zici că e la de la Evan. Haydn. Hunter. Blocat Hunter acolo. Flangan. Bă, de asta am auzit pe undeva. Williamson. Chudahari. Bivon. McCrory. Centrare bună. Iese la Shields. Și e greșit acolo. Mingea Woodman scoate mingea. Am avut din nou ocazie mare cu Hunter, dar n-am reușit niciodată să marcăm acolo. Problema, dacă nu reușim să marcăm cu Hunter, nu știu dacă ne mai întoarcem curând la United. Mingea aici lui Williams. Foarte bună devierea lui Williams. Pas acum lui Hunter. Williams pentru același Hunter. Hunter în fața porții. Preluarea prea lungă a lui Hunter. Bywater. Este foarte bine acolo din poartă. Chudahari. O'Grady. McCrory. O'Grady pentru Beecher. Pasă pentru McCrory. Henley. Este foarte bine de acolo. Acum Amiobi. Hai să vedem pe Williams. Pentru același Amiobi. Azi vine viteza lui Amiobi. Nu-i prezentă. L-a depăsat căcatul ăla de negru. McCrory. Beecher. McCrory. În centru pentru Williamson. Greșim acolo cu Amita, dacă nu mă înșel. Anita, pardon. Bivon. Un călcâi bun, un călcâi de efect al lui Bivon. Ne apărăm bine acolo. Cu Anita, bună mingea la Williams. Williams, Hunter trebuie să plece mai mult acolo. Acum e Hunter, nicio șansă. A fost foul, de ce ne-a move the ball? Ne-a dat move the ball și l-a nefaultat acolo. Brayford. Meci strâns. Acum ține foarte bine posesia mingea asta. Un joc bun de pase. Oh, Hunter, era în offside. Nu știu ce căuta în offside de acolo. De foarte mult în offside. Cum Hunter, Hunter! Marcăm cu Hunter, nice goal. În sfârșit, am luat mingea acolo și am marcat. Ne bucurăm și ca Ronaldo. Sii! Hai că e bine. Iată reluarea Hunter. S-a încurcat puțin aici. Vine el, șutul e cu stângul. Spre surprinderea mea. Șut bun cu stângul. Nu degeaba am plusat șuturile. Și am avut și antrenament de shooting. S-a văzut asta bine, s-a era free kick, dar contează și aici. O'Grady. Brayford. Hai dă-mi faultează acolo. Nu mi s-a părut un fault așa dur. Dar dacă era în Premier League nu s-ar fi dat.
Brayford acum ridică. Bună ocazie, e bară. Scăpăm cu fața curată. Și acum am EOB pentru același Alex Hunter. Să vedem și viteza sprintului Hunter. Ce poate face Hunter. Pasă în centru la AMOB. AMOB a făcut pe el. E foarte solid și are și viteză bună. Nu știu cum naiba l-a dărâmat ăla. Minge acum la Last Chance. AMOB. Williams, Hunter. Foarte bine, așezăm aici pentru Hayden. Hunter din nou. Hunter. Hai, Hunter, hai, bine. Richie. Bună. Hunter. Bună și asta. AMOB, fază bună. Williams. Finesul lui Hunter, bară. Bun finesul. Și e pauză. Am încheiat cu un șut al lui Hunter în bara transversală. Cu Williams. Williams, plecând direct spre poartă, nu stăm pe gânduri. Oh, Hunter, bună fenta. Șut al lui Hunter, blocat Hunter. Purșat, de ce ne-a dat purșat? A fost blocat șutul. Și corner, am scos cornerul. Trebuie, de ce ne-a scăzut acolo, încă o bară acolo. Nu, suntem blestemați. Și la Weekend League nu m-am bară, am dat-o. Weekendul ăsta, deci era imposibil să n-ai meci fără bară, cel puțin una. Am dat într-un meci de 6 ore în bară și m-am bătut ăla cu 1-0. A avut 2 șuturi la poartă, m-am bătut cu 1-0. Cancelul din Weekend League, îl știți și voi cei care jucați. Și care a spart vreo 1, 2, 3, 4, 5 manete până acum de nervi. Eu încă m-am abținut că altfel ar fi rămas fără. Dacă câți nervi mi-a făcut și fără televizor și fără controller și fără tot. Ăsta e jocul ăla. Haiden. Gândiți-vă că când a fost glitch-ul cu deconectatul, când te deconectau adversarii, unul m-a deconectat din finala de la draft. Deci gândiți-vă ce nervi acolo. Hunter aici, nice spacing mi-a dat și după aia l-a dat pe mine, mingea s-a dus în aul de poartă. Mă, măcar am marcat și am fost și titulari. Bănuți în plus acolo și probabil crește și valoarea pe transfer market. Amita n-avea cum să câștige duelul. Richie vine acolo, Anita. Hunter. O pasă ciudată, da? Ajunge până la urmă la Richie. Mi-a dat și 0,1 în plus acolo. Anita. Hunter, bun. Hai să... Na, no, ăla-i blană. Merge acum la Bivon. Bivon e un jucător bun, nu-i rău. Merge la Richie. Naylor. Richie. Flangan. Ce nume are ăsta? McCrory. Pentru Naylor. Recuperăm acolo cu Anita. Lansăm aici pe Anita flancul ăsta. Vedem dacă mai știe Anita fotbal. Merge la Hunter. Oh, ce pas a încercat Hunter acolo. Dacă ne ieșea asta era nebunie. Era nebunie dacă ne ieșea pasa aia pe Hunter. Hunter, trecuse frumos acolo cu un fake. N-a mai mers după. A fost depozedat. Încercăm să mai îl creștem pe Hunter la fizic. E destul de slab fizicul lui Hunter. Delaney, Naylor acum. Williamson. Tot 1-0 să fie. E un scor bun. Scor italianesc. Dai gol și stai cu culo în poartă după tata. Vedeți și nu mai dă gol. 5 fundași direct. Anita recuperează. Pasă la William, să-l vedem aici pe Hunter, liber un pic. Scoate bine Hunter aici până la Sissoko. Sissoko până la Hunter cu finesul. Offside. Hunter a tras în ăla. Un negru la de-al nostru, nu știu cine era acolo, sincer. Cred că stăm din nou tot meciul în teren. Nu văd de cine ar scoate. Ce lovit. Ce bine a respins cu capul acolo, aproape să intercepteze Hunter-ul. O'Grady. Pasă la Tatanita, stă bine. Și acum să vedem Williams. Williams, bună mingea. Sissoko, am vrut să dau în fața porții lui Hunter. Foarte bun flangan acolo, cum i-a luat mingea lui Sissoko. E bun rău flangan. Sissoko. Greșeală acolo, Anita recuperează acum. Pasă bună aici, Hunter, nu, am dat-o pe Williams, am vrut să o așez lui Hunter. Și eu mă calicesc. Dar n-a ce să faci când vrei să dai numai pe Hunter, Hunter, Hunter.
Hai să vedem dacă reușim în astea 3-4 minute cât au mai rămas de meci. În ce mai reușim? Poate reușim să mai dăm un gol, dar nu cred. Beecher, dar din Naga. Recuperăm aici acum bună mingea. Lansăm foarte bine aici pe Sissoko, dar Hunter nu stă la locul lui și de asta nici nu mai putem să-l jucăm acum. Dăm bine aici pe Ricci, Ricci n-a reușit dribbling-ul. Și ăsta a fost meciul 1-0 cu golul lui Hunter. Așadar, Hunter a reușit să marcheze. Asta e un lucru bun. A fost și titular. Celelalte rezultate acolo, Derby County a bătut cu 3-1. Și Norwich City cu 1-0 pe Wigan Athletic. În continuare, să țin și ele două acolo destul de bine lângă noi. Alex, how Iată do you și feel that you interviu. scored the winning goal today? Cum te simți pentru că ai marcat golul victoriei? Pressure's always put the Ok, best să out of fim me, puțin but și this is răutăcioși, youthful world. aroganți, așa. Today was no different, I guess. We needed a goal, so I did what I had to do to make sure we came away with a win. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Ce să mai zic? Well, team played well Toată together as a echipa unit. Boss is always reminding us a about how every jucat point is vital and perfect, so it no, n-ai feels ce good to have won spune. all three. O echipă destul de bună Newcastle United. Sper The să team's revină și ea în tactics Premier seemed League pentru că perfectly set up merită. to deal with the Au un opposition stadion today. mare și Any thoughts on niște that, Alex? suporteri extraordinari. În Anglia, fotbalul e cu adevărat la el acasă. Fotbalul din Anglia e perfect. Yeah, I think McGaffer really nailed it the way he set us up to play today. I think we made it really difficult for the opposition out there, so yeah, all credit to him. We got it, thank you. Nu vi se My pare că pleasure. Alex seamănă cu Martial, așa? Un fel de Martial 2. Mă, cât stai engleză la francez? 1150 plus 350 pentru că am dat gol. Ne-am făcut 121.000 de lire. 5 milioane 600 în continuare, n-am mai crescut valoarea noastră. 93.000 de followers. A 200.000, contractul cu Adidas. Creștem puțin și pe aici, pe la spacing, pe la shooting. La pace, 87 shot pace avem, destul de slăbuți. 67 overall jumate până acum. Advance. Ok, camera de hotel aici. Bun, bă băieți, 95.000 de followers. Dacă v-a plăcut dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați și voi un like, un share și un subscribe. Astăzi apare un episod și din cariera cu United și de seara poate stăm puțin pe live, pe la season. Nu uitați, miercuri se apare și pe opening cu darurile, cadourile, pungile de cadou primite de la Weekend League, Gold 2, 45.000, calificare și 3 super pachete. Mersi că v-ați uitat, pa, pa!